pornografie. O pornografie de mare de la. Trebuie să mișc ușor. Deci așa pornografie. Băi, ce-o furat meseriei, n-o participat direct, dar o tras cu urechea. Și voi știți ca să faceți poze. Dar v-am văzut cu telefonul mobil. Ați telefonul mobil. Și cu smartphone-urile v-am văzut pe toți. Noi suntem fotografi în devenire. Foarte bine, bravo. Noi jurnaliști de când ne-am născut. Dar cum se vede, dar cum? Dar la voi toți voroneni sunt foarte talentați. Foarte bine. Mai ales eu. Eu mai ales jurnalismul, mai ales avem în sânge. Dacă tăiem în papier, avem numai fie de la analiz. Hai, gata? Hai, zâmbiți! Cheese! Râză! Fromaj, șoricel! O întrebare pentru fiecare copil, o singură întrebare și mai multe răspunsuri. De ce vă place Ioana? Că am văzut că vă țineți scârb după ea. E drăguță! Și altceva? De ce îți place de ea? Ce îi zice? Iubitoare, se comportă foarte frumos cu noi. Da. Și că e foarte comunicativă și adoră copiii. Vorbește cu noi, nu ne lasă baltă. Ce îi zice îți place de Ioana, că și tu stai alături de ea? Ce am spus mult pentru că este drăguță, frumoasă. Ai învățat ceva de la ea? Da. Ce ai învățat? Să iau interviu, ce trebuie să pun. Ce îi zice îți place de Ioana? Pentru că se comportă frumos cu noi. E de treabă. De când o cunoașteți voi pe Ioana? De anul trecut, de la prima... De la cea ediție. Și dar numai, atunci nu mai am văzut-o, n-am vorbit cu ea așa de la persoană la persoană. Din prima dată când am cunoscut-o, sunt practicat-o. Da, normal. Acum am roșit.